Un Kawasaki 07 din 2003? Da. Poate o să fie fură odată, cine știe. Dar că nu știu. Poate, poate. Ok, salutare tuturor! Astăzi am să vă arăt cum se rezolvă o pană în cazul în care rămâneți și voi pe drum. Că prietenul tocmai a luat acest ce dracu e cui aici și eu ca ustensile ce am un kit de aici de la Oxford pe care îl iau de fiecare dată cu mine când plec la drum lung și mai sunt acestea de aici, sper că se vede pe cameră. Acestea care este la 130 de lei de la Moto Discount. Deci kitul ăsta de pană este super util și vi-l recomand. Plus că aveți și 3 tuburi aici pentru a vă umfla cauciucul. Dar nu vă gândiți că o să vi umfle mult. E undeva la un 0.3-0.4. Deci e ok să, nu știu, să vă umflați cauciucul până la prima benzinărie. Și acum trebuie să-i punem un șnur aici ca să nu mai piardă aer. Și după aceea, din câte știu, după ce îi pui șnurul ăla, nu o să mai fie nevoie de să scoți cauciucul de pe jantă ca să-i pui și petic, știi? Și da, hai să începem să găurim minunatul cauciuc. Și pur și simplu trebuie să faci o gaură aici. Așa. Da, știu că o să fie foarte ciudat, dar trebuie să efectiv să violez cauciucul până o să trebuie să-i faci o gaură mai mare, gen, știi? Că asta de aici o să-l bagi prin asta și oarecum trebuie să aibă loc, știi? Și na, e o distracție foarte mare, mai ales când am făcut și o pană să am fac așa la cauciuc. Și când mă gândesc că Pilot 5-ul, nu știu, am făcut pana la, să zic, la 2 luni după ce l-am cumpărat. Și am cam plâns, ce-i drept. Așa. Super. Că e de ajuns. Ok. După aia să mai mărim gaura cu acesta de aici cât intră, pentru că trebuie să facem loc ca să putem băga șnurul. Așa. Ok, așa. Apoi am să folosesc puțină soluție în aceasta ca să băgăm puțin prin cauciuc. Puțin, hai că am folosit o grămadă. But it's ok, I guess. Yeah. That's it. Am făcut-o pe gaură. Dar asta zic că, credeți-mă, când vedeți, dacă vă pățiți și voi
o pană pe drum și o să începeți să faceți așa la cauciuc. Știți că abia l-ați cumpărat. Știu că o să vă doară inima, clar. Dar na, ce să faci? E bine că nu trebuie să-i mai pui un petic după ce rezolv chestia asta. Adică eu cel puțin nu i-am mai pus petic și n-am avut pierderi de presiune sau ceva. Ok. După aceasta trebuie să luăm un junor de aici, care este foarte al dracului de lipicios, încă foarte. Acest șnur trebuie să îl băgăm pe aici. Și nu știu cum dracu îl bagă pe aici. A few moments later. Dacă tu poți. Hai acolo. Cel mai greu lucru să pui. Ai făcut gaură, da? Și meringhelul ăsta, da, i-am făcut. Nu vezi că gaură, da, i-am dat. Ok, și acum începe distracția. Runda 3 de penetrare. Ideea e că să fie ca dracu de greu. Nu mai greu stă aici. De-aia am zis că trebuie o gaură mai mare. Asta e motivul pentru că o să vă chineze să mor eu. Așa. Așa. Hai că a intrat. Îl băgăm puțin aici. Bun, și în momentul în care, după ce ai băgat acest șnur, tragi foarte tare ca să se rupă în interior, ca să nu scoți. Să nu scoți odată cu șnurul de aici, știi? Și după ce ai băgat, hai, 3, 2, 1, fail, încă o dată, 3, 2, 1, așa, gata. Și după ce ați terminat cu asta, vă recomand să aveți un cutter sau ceva la voi, un cuțit în ăsta, ca să tăiați surplusul. Aia asta fac, grijă mare, să nu tăiați și cauciucul, doar surplusul ce rămâne așa, bă, nu mai vreau cutter, lasă, doar surplusul ce mai e aici. Da, în rest, ăsta oricum o să se întărească în timpul mersului și hai, lasă-mă, nu mai lasă, așa. Și cam asta e toată treaba, cum să vă rezolvați o pană. Și după aceea o să folosiți și tuburile acelea, în cazul în care nu aveți compresor sau ceva la voi. Sper că v-a fost util acest mic tutorial. Tuburile nu o să le folosesc pentru că mai am și eu două și eu o să folosesc un pe cauciuc cu un compresor. Da. Ne auzim data viitoare. V-am salutat. Ciao. Mai.